dovada ce Iohannis a primit actul prin care i se cere numirea unui ambasador în Israel. Dei nu a recunoscut foto. Președintele Klaus Iohannis a spus joi, 26 aprilie, la Baku, ce nu subliniere tie ca guvernul să fi făcut propunerea de ambasador. Nu am văzut a sublinierea ceva, dar nici nu am verificat. O să întreb la colegi dacă există sublinierea ceva. Însă, guvernul a trimis actul cu propunerea de ambasador încă din data de 21 martie. Viorica Dencil a spus lui Victor Ciutacu, într-un interviu pentru România TV, ce nu tie motivul pentru care președintele a spus ce nu tie de propunerea făcut. Viorica Dencil, noi nu avem ambasador la Ierusalim. Victor Ciutacu, domnul președinte spunea că nici nu l-a ci propus. Viorica Dencil, pe data de 20 martie a fost propus un ambasador pentru Israel. Victor Ciutacu, doamna, suntem în 27 aprilie. Viorica Dencil, 27 aprilie. Exista o înregistrare. O să vă pun la dispoziție hartiile, exista o înregistrare că această hartie a fost emanată administrației prezidențiale. Deci, noi am procedat corect. Victor Ciutacu, două puncte, bănuiesc că exista un număr de intrare. Viorica Dencil, este un număr de intrare, este un număr de înregistrare. Victor Ciutacu, e o lună și o săptămână. Domnul președinte nu a știut, într-o lună și o săptămână. Sau s-a făcut ca nu știe ca să va pune pe devese într-o situație penibilă. Viorica Dencil, nu știu motivul și nici nu vreau să mă antepronunt pe acest scenariu, dar cert este că noi ne-am făcut datoria. Victor Ciutacu, două puncte, partea israeliană a fost consultată cu privire la propunerea guvernului. Viorica Dencil, nu, noi am făcut o propunere, nu ne-am consultat înainte. Am spus că este foarte bine să avem ambasador. Avem foarte multe țări în care nu avem ambasador. Nu avem la Bruxelles și trebuie să preluăm președintia Consiliului Uniunii Europene la ONU. Victor Ciutacu, două puncte, acolo a ți propus ceva. Viorica Dencil, nu am propus încă, știi bine ca nominalizările de ambasador se fac de președintele României. Avem propuneri, o să mergem cu ele către administrația prezidențială. Victor Ciutacu, două puncte, mergeți la cineva care nu mai are încredere în dumneavoastră. Viorica Dencil, bun, nu o să merg eu, o să transmitem adresele, dar dacă cineva nu are încredere în premier, ceea ce este cel puțin ciudat. A fost schimbul de replici de la România TV.